Un început bun e deja jumătate din lucru îndeplinit. 8 lecții de viață de la Platon. Platon a fost și rămâne o figură importantă în filozofia mondială. Contribuția sa în dezvoltarea filozofiei occidentale a fost profund modelatoare și rămâne actuală și astăzi. Mulți încă consideră învățăturile sale ca fiind relevante și le folosesc ca mijloc de control asupra vieții lor. Iată 8 lecții înțelepte de la marele filozof. Bunătatea este cheia. Fiecare dintre persoanele pe care le întâlnești duce o luptă interioară de care nici nu bănuiești. Platon ne învață să privim dincolo de aparențe și să fim buni cu cei care ne înconjoară, indiferent de situație. Mai întâi gândește, apoi vorbește. Un om înțelept va vorbi pentru că are ce spune. Un prost va vorbi pentru că simte nevoia să vorbească. Platon ne amintește că ar trebui să vorbim doar atunci când avem o opinie valoroasă și utilă de exprimat. Nu vorbi doar pentru că vrei să vorbești. Joacă corect. Poți cunoaște o persoană mai bine după o oră de joc decât după un an de conversații. Concurența este un bun mod de a vedea adevăratul chip al unei persoane. Comportamentul oamenilor într-o situație tensionată arată clar cine se află în fața ta. Doar începe. Un început bun e deja jumătate din lucru îndeplinit. Fiecare stă în calea majorității, dar Platon ne încurajează pur și simplu să începem ceva și să vedem ce va ieși. Chiar dacă eșuezi, cel puțin vei afla rezultatul. Implică-te în viitorul țării tale. Pedeapsa pentru refuzul de a te implica în politică constă în aceea că, în final, vei fi condus de cel care cândva ți s-a subordonat. Acest lucru se aplică nu numai în arena politică, ci și în alte domenii ale vieții noastre. Platon ne reamintește că trebuie să luptăm pentru drepturile noastre, să încercăm să ne facem auziți, că situația nu este în favoarea noastră. Fă bine! O faptă bună îți oferă putere și inspirație. Nu este deloc dificil să facem lumea mai bună. Trebuie doar să fim mai buni unul cu altul. Folosește-ți puterea pentru bine. Valoarea sufletului uman este determinată de testul puterii. Fiecare dintre noi are ceva bun ce poate împărtăși lumii. Indiferent care ar fi puterea ta, folosește-o pentru a face ca lumea să devină un loc mai bun. Continuă să înveți. Dacă o persoană neglijează educația, ea va șchiopăta toată viața. Educația ne îmbunătățește viața. Curiozitatea și dorința de a învăța zilnic ceva nou te va face nu doar mai inteligent, dar și mai fericit.